Mircea Badea era la un pas să-și piardă viața în cutremurul din 1977. Cine l-a salvat pe prezentatorul TV? La câteva zile după ce a avut loc teribilul cutremur din Turcia, în care au murit mii de oameni, Mircea Badea, în vârstă de 48 de ani, a dezvăluit în cadrul emisiunii pe care o realizează că era să-și piardă viața la cutremur. Spre norocul său, bunica sa a fost cea care l-a salvat din cumplitul eveniment din 1977.